Burse mai mari pentru studenții universităților din Drobeta, Turnu, Severin. Aceștia primeau pentru bursele sociale o sumă de 460 de lei, care acum a crescut la 580 de lei. În ceea ce privește bursa de merit, cuantumul ei este de 700 de lei. Pe luna octombrie, bursele vor putea fi ridicate de la Secretariatul Facultăților între 3 și 5 decembrie. La Facultatea de Mecanică din Drobeta, Turnu Severin, studenții se vor putea bucura de creșterea burselor. Atât bursele sociale, cât și cele de merit sau de performanță au crescut îmbucurător în luna octombrie. În anul universitar 2019-2020, cuantumul burselor s-a modificat, astfel încât bursele de sociale au ajuns în cuantum de 580 de lei, față de 460 în anul universitar precedent. Ajutorul social a ajuns în cuantum de 580 de lei, la fel față de 460 de lei în anul precedent. Bursele de merit sunt actualmente în cuantum de 700 de lei, față de 600 de lei în anul universitar precedent, iar bursele de performanță sunt actualmente în cuantum de 900 de lei, față de 750 de lei în anul precedent. În ceea ce privește bursele sociale pe luna octombrie, acestea se vor putea ridica de la casieria facultății între 3 și 5 decembrie. În cazul în care studentul a adus un extras de cont la casierie, banii vor fi virați direct pe card.